Salutare! Bine ați revenit pe canalul meu! M-am apucat de treabă, am ieșit puțin la pedalat, la Uber. Fără boost, fără nimic, 2000 și ceva, în jur de 4, 427. Ok. Bun. Prima comandă pe ziua de azi, 427. N-am început rău. Da, am început la ora, cred că era trecut de 2 jumate. Când am dat drumul la aplicație, acum este ora 3 și 18 minute. E o perioadă destul de moartă. În sensul că nu sunt comenzi multe. Acum am ajuns la Mac. Mi-aș băga comanda. Este 3 și 37 de minute. A doua comandă. Cam a doua comandă într-o oră. Am preluat comanda. 1.4 mile. A fost 3.39. Deci am o oră de când sunt online și sunt abia la 7 lire și... 7 lire 60 ceva, parcă, 7.66. Deci nu e wow. Vedeți cum e, sunt zile și zile. Sunt mulți șoferi acum. Tocmai din cauza asta încerc să intru și pe Deliveroo. Cu cât mai multe platforme, cu atât mai multe șanse să iei o comandă mai rapid. Și atâta timp cât sună alarma de comandă, e super. A intrat și a treia comandă după Cred că a trecut vreo 15 minute de când am ajuns aici. Mile. Am ridicat comanda din Mac. Dau pedală să o livrez. Deci asta îmi spune navigația. Pe aici mă îndreaptă să mă îndrumă să o iau. Acum vreo săptămâna trecută, de fapt, nu mai știu exact în ce zi, m-a băgat prin cimitir, fraților. Deci dacă vreți să credeți așa ceva, prin cimitir. Jalnic pe unde m-a băgat. Sper să fie ok bicicleta, să nu-și fac pană.
4 lire 27 ultima comandă. Jur că nu mai iau înapoi pe unde m-am venit. Mai bine o coleam și nu intram pe acolo, dar n-am știut că mă bagă prin ghebosul ăla de parc. Doamne. Da, fraților, a intrat încă o comandă. Nu aș fi luat-o, dar mie că dacă nu accept, nici nu mai văd alta. Prea curând. Ia uite, a intrat încă o comandă de la Subway, să-i dăm accept. Ok. Am ajuns la Subway. Să iau următoarea comandă. Ok. Gata și comanda de la Subway, am livrat-o. Nu mai țin minte exact cât a fost, 2 și ceva sau 3,27 parcă. Deci intra comanda de la Subway. Bun, bun, bun. Să mergem să o luăm. Am așteptat cam 5 minute aici, la Mac. Ok. După cum am spus, comanda era gata, mă aștepta. Come on! 1.6 mile. 4.45 comanda asta. Da, fraților, am acceptat din nou comanda înainte să apăs pe buton. Păcat. N-ați auzit sunetul de comandă. Ok, fraților, am preluat și comanda numărul 7. Să-i dăm navigare. 1.6 mile. Iată și comanda numărul 7. 3,90. A intrat comanda. Bang. Am lovit în ea. Din păcate trebuie să mă întorc, dar nu foarte mult. E ok. E bun, e bun, e bun, pentru că sunt relativ aproape, jumătate de milă. Și a intrat comanda.
4 lire pentru 2 mile. Oh no, I can't believe something like this. Fraților, mi se pare destul de puțin. În fine. Comanda numărul 9. A intrat comanda numărul 9 de la McDonald's. Ok. Faceți bani pe ziua de azi. De la ora 24:45 până la ora 7 seara. Aproximativ 30 de pounds. Am plecat cu comanda numărul 9 către livrare 1.3 mile. Bam bam bam, am și boost aici, să vedem. Vă țin la curent. Bun, că-i vale, hai. Dă-i bătaie, puiule. Iuhu! Hai cu bănuții, hai cu bănuții. Bun. A intrat comanda la fish and chips. Păi bun. Hai că nu-i departe. Dau fuga repede. Așa, am stat, cred, în jur de 10 minute. Cam așa. N-am stat foarte mult. N-am stat foarte mult, e ok. Acum totalul de cât este 38.04 pentru ziua de azi. Ok, cum ziceam, fraților, cam asta e tot pentru ziua de azi. N-am mai luat nicio comandă. 38 de lire 04, 10 curse. Am stat 6 ore. Țin să menționez că am stat aproximativ o oră cu aplicația deschisă de dimineață, fără să ieși din casă, doar să văd dacă mi intră vreo comandă și nu a intrat nimic. Deci efectiv de la ora 2:45 până la ora 8 am stat. Deci 5 ore și un sfert. Asta înseamnă că dimineața am stat 45 de minute cu aplicația deschisă. 5 ore și un sfert, 38 de lire.